Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din nou. Ne urmărește muzica anilor 90, cum ne urmărește și mâncarea pe, da, pe WhatsApp. Mulțumim încă o dată pentru mesaje lui Cătălin și celor care ne trimit fotografii. Bine, George, vă mulțumește, dar el e foarte necăjit că el de câteva zile, nu știu dacă ați văzut pe Facebook, mănâncă numai castraveți, a trecut la un regim de ăsta brutal. Nu chiar numai castraveți, dar n-am știut ce să mai fac. Eu asta am crezut, adică din ce am văzut pe Facebook, am înțeles că... Am descoperit că... Ai descoperit castravetele. Am descoperit că am doar o singură pereche de blugi, care mă mai încape. Și atunci... Asta e cel mai dificil din punctul meu de vedere. Deci de aici a plecat totul. Da, mă, că eu trebuie să-mi găsesc un motiv ca să mă apuc să dau jos. Și te nu mă simt bine. Cumpărai un training. Bă, dar asta cu hainele mă deranjează maxim. Adică m-am obișnuit cu tricourile, am câteva tricouri care mai îmi vin așa și așa, dar asta cu blugii... Să vezi că nu-ți mai vin pantofii. Păi sper să n-ajung până acolo, așa că m-am hotărât încă de săptămâna trecută să trec la un regim de ăsta mai strict, deși cred că cel mai bine ar fi fost să vizitez un nutriționist. Dar n-am avut timp de asta, am intrat direct ești în prins, pâine. Da, da. M-a prins decizia asta undeva în piață și m-am luat atunci niște castraveți. Da. De aia, simpli, ai văzut că am pus și pe nu Facebook. Nu Fabio, ăia lungi. De aia... Ba, nu, am luat, nu, am luat de aia Fabio. Fabio ai luat? Da, am luat, așa. După aia am și combinat. Ok, am crezut că ai luat de aia mici, cornișon sau... Nu, mă, Fabio, de aia cornișon iau acum în piață, iau rest. Ok. Cum era guma pe Fabio, da, și de... Știi cum era guma pe vremuri? Vă da. Dau o gumă, n-am 2 lei, vă dau o gumă. Aia n-am 1,50 lei, dar da, țin și cornișon. În weekend în piață am luat niște roșii și asta a fost întrebarea. Vă dau niște castraveți? O, oh, sigur că da, să fie primit. Da, și m-am apucat de mâncat castraveți. După aia mi-am adus aminte că mi-ai recomandat tu la un moment dat pentru mici. În perioada când mâncam mici, niște castraveți care sunt și iuți. Aia, m-am dus și am găsit murați într-un supermarket. În da. Oțet cu ardei iute. Mamă, ce bună. Cu capia, da. Păi da, mă, da. Ce capia am? Nu, cu... cu ardei iute. Cu ardei iute, da. Dar tu mănânci de aia goi? Am mâncat și goi. Aoleu. N-am ce face. Că aia sunt picanți și... Ideea merg că... bine cu mici, cu așa grătar, este. Dar așa goi... Așa este, doar că mie îmi place picantul ăla. Înțelegi? Ok. Și atunci m-am descurcat cumva, nu face bine la stomac, adică nu am simțit-o mai bine. De asta vă zic, nu faceți ca mine, eu vă povestesc acum ce drăznăi am făcut zilele astea. Dar mi-am dat seama că nu poți să trăiești doar cu castraveți, așa că... puțin, cum ai ajuns la castravete? Adică păi de ce nu cu roșii? Am avut discuția în studio, nu știți că v-am întrebat dacă pot să-mi fac salată fără ulei. Fără ulei, da. Da. Așa. Și după aia am vorbit despre calorii. Că a venit așa. Vlad și a zis că el are aplicația aia, okay, de calorii, nu știu ce, și am căutat pe net. Legume, calorii. Și am, da, găsit castravetele ca având 12 calorii la 100 de grame. Și roșia? Așa am ajuns. Roșia cred că e dublu sau chiar mai mult. Wow, nu mă nebuni. Așa. Așa. Așa că am rămas la castravete. Dacă are 12 calorii la 100, da, înseamnă că un kilogram are 120 de calorii. Deci ca să-ți acoperi necesarul tău zilnic, așa, care ar fi, să zicem, de 1800, că nu te miști, ești sedentar, deși ai bicicletă și ai putea să te miști, plouă. Asta înseamnă că ar trebui să mănânci vreo 16 kg de castraveți pe zi. Păi tocmai că nu poți să fac asta. Așa. Și nici nu-i sănătos să faci asta. Mi-am adus aminte că pieptul de pui, mă rog, în cazul meu de curcan, da, face bine întotdeauna. Așa că l-a pus pe grătar, o să mănânci, dar te plictisești. Adică nu... Și cum e? Nu poți să-i dai gust. În câte feluri poți să-i dai gust? Mă, pui mirodenii mai multă sare, pui... Da, mirodenii, pui piper, pui... Și așa, și... Păi cum, azi cu chimen, mâine cu cimbru, poi mâine cu curry... Găsești soluții, trebuie doar să la un moment dat, la un moment dat te plictisești. Așa că am variat ca și gustare, știi că mai au gustări. Practic, senzația de foame mie nu-mi dispare niciodată. Mai deschid frigiderul și mi-au cu o roșie. Asta e cheia regimului. Să nu dispară senzația de foame. Atâta timp cât e foame, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Senzația de foame e permanentă. Sigur că la un moment dat trebuie să sari la bătaie. Da, uite, spune cu ce sar la bătaie. De foame. Că am căutat în weekend ceva pentru micul dejun și m-am adus aminte că Vlad a mâncat cereale într-una din zilele de săptămâna trecută. Știi că spune, da, că am mâncat cereale? Dar nu ne-am zăpăcit cu... Am luat niște cereale cu cel mai... Am căutat după calorii. Cel mai mic număr de calorii. Cereale fake. Crea cereale cu fibre. nu mai știu cât are, dar pe ăla le-am luat. Ok. Și după aia zic, trebuie să mănânc cereale cu lapte. Deși nu-mi place genul ăsta de mâncare. Și am căutat lapte, am găsit lapte de cocos. Singurul pe care l-am găsit avea 57 de calorii la 100
de mililitri. Laptele de cocos în mod normal e destul de caloric, e gras. Păi ăsta atâta avea. Ai găsit unul, cred că au spălat unii niște cutii de alea de lapte de cocos. Băi, fix ăsta e și gustul. Înțelegi? Fix ăsta e și gustul până la urmă. M-am obișnuit și cu ăsta. În rest, n-ai cu ce să variezi genul ăsta de regim, pe care, repet, nu-l recomand pentru că mi-e foame tot timpul. Câte zile ai de când te-ai apucat de treabă? Vreo 5. Ai 5 zile? Da, cam așa. Și am reușit dimineața asta să ajung la 102 kg. Am plecat de pe la 104, cam așa. Nu-i nici mult, nu-i nici puțin. E cam puțin. Că startul e întotdeauna abrupt. Adică îi dai un șoc. Când faci un șoc la echipă, păi da, se zice la fotbal. Reacția vine după vreo săptămână la mine, știi bine. Deci trebuie să mai dureze un pic. Probabil că o să mai scap de niște kilograme în perioada următoare. Acum că ai introdus și pui în dietă, poate fi rezonabil regimul. Adică dacă mănânci piept de pui la grătar cu castraveți, eu zic să îngădui și o roșie, că să știi că la 20 merge, de calorii roșie e gustare, ți-am zis. Păi nu, dar zic ca să faci ceva frumos. Piept de pui cu roșii și castraveți e deja ceva bun. Și joacă-te cu condimente mult. O să-ți schimbe și poți să mai schimbi și grătarul ăla. Să-l mai faci la tigaie. Știi? Oricum e cât de cât al gust. Îl mai tai bucățele, îl mai te mai păcălești. Uite, vezi, așa învăț să gătesc grătarul. E foarte trist. Să fac grătarul de pui în mai multe feluri. Da, mi-e milă de tine, mi-e milă și mai milă mi-e de mine, că uite, eu nu pot să mă mobilizez 2-3 zile și poc, iar cad în ispită. Hai că vă văd eu peste câteva săptămâni. Să vedeți cu ce costum vin la radio. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.